a zăbovit asupra acestei cetăți și a văzut că nu era nimeni pregătit ca să primească această bucurie a împăcării lui Dumnezeu cu omul, cu păcătosul. Și trist era, gata să strângă aripile și să se întoarcă înapoi cu această veste, dar la plecarea din această cetate a găsit la para focului, la întunericul nopții, niște oameni care studiau, care așteptau, care ardea de dor, care doreau în inima lor să vină acest eliberator și să-i vindece de boala păcatului, să-i elibereze de suferință și să îi ajute să poată să devină din nou copii ai lui Dumnezeu. Și lor li s-a dat această veste îmbucurătoare că Iisus, așa cum a făgăduit, a venit pe pământul acesta. Și pentru ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta? Haideți să vedem ce ne spune Ioan în capitolul 10, versetul 10, ultima parte. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Pentru ce a venit Domnul Iisus Hristos pe pământul acesta? Ca oile să aibă viață. A venit ca să ne ofere viața Lui. A venit ca să ne împece cu Dumnezeu. A venit ca să ne dea tot ceea ce noi pierdusem prin ascultare și să ne ajute ca să putem din nou să fim salvați, din nou să putem să fim mântuiți și să putem să biruim, nu prin meritele noastre, nu prin puterile noastre, ci prin sângele pe care El a acceptat să-L verse pentru noi, să ajungem din nou la biruință. Am venit ca oile să aibă viață. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru voi. A demonstrat Domnul Iisus Hristos lucrul acesta? Sau a fost doar o teorie? A demonstrat. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta și a murit pentru noi, făcându-ne această împăcare cu Tatălui. Trist este faptul că atât atunci, în timpul când Domnul Iisus Hristos a venit și în timpul acesta când Domnul Iisus Hristos din nou dorește să vină, nu a fost și nu este primit așa cum ar trebui, și trist este faptul că găsește Domnul Iisus Hristos și anumite persoane, anumite suflete care, chiar dacă cred că sunt ceva, nu sunt nimic. Versetul 26, în jos, de la același capitol. Dar voi nu credeți, după cum v-am spus, că nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică și în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu poate să le smulgă din mâna Tatălui meu. Dar voi nu credeți. Oare să fim dintre aceia care să nu credem în a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Să nu credem că Domnul Iisus Hristos este gata să vină și să-și ia acasă pe aleșii Lui? Ar fi foarte trist să ne încadrăm în această categorie de oameni necredincioși. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca noi să facem parte din această categorie de oi ale Lui Dumnezeu, care să cunoaștem pe păstor și să mergem după El. Să facem voia Lui și să îi auzim glasul. Tot în Ioan, la capitolul 1, găsim scris în versetul 11 un lucru foarte trist. Un lucru foarte dureros. A venit la ei săi
și ai săi nu l-au primit. La cine a venit Domnul Iisus Hristos? S-a dus la niște străini și străinii aceștia i-au închis ușa și i-au spus, nu te cunoaștem. L-a venit în ce să te primim. Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi. Domnul Iisus Hristos dorește să vină la noi astăzi și să ne ferească Dumnezeu ca și noi să fim ca părinții noștri și să nu-L primim. Și ne mai raportează cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Luca la capitolul 19, de asemenea tot trist. Versetul 14. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o sorie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Cine a fost care a trimis această sorie? Cine a fost aceia care au spus, mai lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel? Cine au fost aceia care au strigat, împinși de acea putere satanică, răstignește-l la moarte cu el? A fost niște străini care nu cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos? Niște creștini care se considerau că sunt urmașii Domnului Iisus Hristos. Dar trist a fost faptul că îl urau. Trist a fost faptul că a trimis după el această tristă sorie. Nu vrem ca el să împărățească peste noi. În capitolul 23 din cartea Evanghelistului Matei, versetul 37, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroși și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Și nu pot să rostesc versetul următor, de care n-aș dori ca niciunul să avem parte, niciunul dintre noi să nu-l auzim. Știți dumneavoastră ce spune următorul verset. Domnul Iisus Hristos a venit la ei săi și le-a spus, am vrut să vă strâng așa cum strânge o cloșcă pui sub aripi, dar n-ați vrut să faceți lucrul acesta. N-ați vrut să stați la umbra aripilor mele, n-ați vrut să primiți binecuvântarea mea. Ați acceptat mai bine să rămâneți sub blestem. Ați acceptat mai bine să suportați moartea decât să aveți viață și să trăiți. O istorioară a unui copilaș care avea o cloșcă și îi purta grija la această cloșcă, se bucura de puișor și într-una din zile, dându-se la joacă, a uitat de această cloșcă și și-a adus aminte într-un târziu când a văzut că vecinii începuseră să dea foc la vreascuri din grădină, făceau curățenia de primăvară și atunci și-a adus aminte de cloșcă, a alergat după ea, a chemat-o, dar nu a găsit-o și a sărit gardul la un vecin și acolo, lângă foc, a văzut așa ca un mănânc, ca o ceva negru, ceva carbonizat și cu tristețe a crezut că acolo s-a petrecut ceea ce n-ar fi dorit și într-adevăr așa a și fost. Găina, această cloșcă, accepta să chemasă puii sub ea, accepta să-i acopere penele și plăcărele focului, au carbonizat-o. Dar spre bucuria acestui copil a fost că atunci când a mișcat-o, puișorii toți erau în viață. Niciunul dintre ei nu a murit. Toți au fost scăpați. Și atâta satisfacție a avut copilul acela că și-a putut să înțeleagă că acea cloșcă a suportat arșița focului din dorința ca puișorii ei să trăiască. Puișorii ei să aibă viața veșnică. Același lucru l-a făcut Domnul Iisus Hristos, iubiții mei frați, pentru fiecare dintre noi. A suportat pedeapsa blestemului. A suportat tot ceea ce se putea numi rău și condamnabil, ca fiecare dintre noi să avem bucuria
de a trăi, bucuria de a ne împăca cu Dumnezeu și de a putea să fim odată salvați și mântuiți în împărăția Sa. Trist a fost faptul pe care ni-l redăm de asemenea cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 26 din aceeași carte, versetul 3 în jos. Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Dar ziceau, nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Cine s-a strâns în curtea marelui preot și ce-au pus la cale? La Isai a venit și Isai nu l-au primit. Vedem că erau preoți, că erau bătrâni, că era tot norodul, care a venit cu o dorință distrugătoare, am putea să spunem, cu o dorință de a vedea pe Domnul Iisus Hristos dat în mâna celor fără de lege. Lucrul acesta s-a întâmplat datorită faptului că Domnul Iisus Hristos spusese, așa cum aminteam în versetul de aur al Vechiului Testament, această dușmănie, această vrăjmășie între Dumnezeu și Satana, între om și Satana. Și în capitolul 22 din cartea lui Luca, de la versetul 3, găsim scris că Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanu, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la îngoială să-i dea bani. După ce i-a făgăduit că li va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Cine era Iuda? Era un străin? Era unul care nu-L cunoștea pe Domnul Iisus Hristos, care nu avusese de-a face cu El? Sau era unul din traisări, care timp de 3 ani și avusese privilegiul acesta de a asculta, de a învăța de la Domnul Iisus Hristos? Dar trist a fost faptul că a lăsat ca în inima lui să rămână păcat nemărturisit și nepărăsit. Și acesta l-a dus în această stare deplorabilă, în această stare condamnabilă chiar. Știm cu toții care a fost soarta lui Iuda. Trist a fost faptul și rămâne că nu numai atunci s-a întâmplat aceste lucruri. Aceste lucruri se întâmplă în fiecare zi. Și Spiritul Profetic ne spune că aceia care au fost în mijlocul nostru și ne-au fost poate cei mai buni prieteni într-o zi vor deveni cele mai bune, să zic, josnice unelte în mâna lui Satan. Care vor merge și vor acuza pe frații lor și vor spune: aceștia au fost întotdeauna niște fanatici, niște ridicoli. Aceștia întotdeauna au vorbit numai lucruri rele. Nu merită ca să trăiască. Vor fi cei mai aprigi acuzatori ai fraților lor de altă dată. Ferească Dumnezeu ca în această categorie să se găsească careva dintre noi.